Elena Văcărescu, o personalitate de marca a culturii și diplomației române, s-a născut la București pe 21 septembrie 1864, fiind fiica diplomatului Ioan Văcărescu și a Eufrosinei Fălcoianu. Pe linie directă era nepoata celebrului poet Iancu Văcărescu. Destinul i-a traversat granițele naționale și a strălucit în lumea istoriei noastre. În tinerețe, Elena a devenit domnișoară de onoare a reginei Elisabeta a României. Era o femeie extrem de inteligentă, bine educată și cu o personalitate agreabilă, ceea ce a atras atenția în altei societăți. La un moment dat s-a conturat o posibilă idilă între Elena și Ferdinand, nepotul regelui Carol I. Regina Elisabeta a încurajat relația, dar când informația a ajuns la curte, reacția nu s-a lăsat așteptată. Elisabeta a fost trimisă pentru o vreme la mama ei, la Noviet, și a trecut printr-o perioadă de grea încercare care a ținut-o departe de curtea de la București. În același timp, tânăra Elena Văcărescu a fost exilată în Italia în 1891. După 4 ani petrecuți acolo, și-a găsit un nou cămin în Franța și a început să-și construiască cariera literară. Elena Văcărescu a sporit comoara frumuseților neamului omenesc. Cu câtă bucurie te gândești că acolo, între Carpați și Dunăre, trăiește un popor înrudit cu al nostru, unde plugarii și păstorii, fetele și femeile cu furca în brâu și cu secera, care poate nici nu știu scrie și ceti, dar știu să stea de vorbă în toate clipele vieții cu vii și cu morți, cu firea întreagă și cu cerul, în avânturi care îi ridică pe cele mai înalte culmi ale vieții sufletești, scria conferențiarul Dorșan. În perioada Primului Război Mondial, a avut un rol important în diplomația românească, susținând cauza Marii Uniri. În 1919, regele Ferdinand a numit-o secretar general al Asociației Române pe lângă Societatea Națiunilor, pentru 20 de ani. Pentru contribuția sa la cultură și diplomația românească, Elena Văcărescu a fost distinsă cu titlul de membru de onoare al Academiei Române în 1925. A fost prima femeie care a primit această onoare. Elena Văcărescu a ilustrat prin viața ei adevărul că omul poate fi deopotrivă cetățeanul lumii și al patriei sale. A locuit de 2 ori mai mulți ani în Franța decât în propria țară pe care a părăsit-o când era tânără și unde nu a revenit decât târziu în scurte vizite. Dar în Franța și-a păstrat și legal și spiritual cetățenia românească, socotindu-se ambasadoare spirituală a patriei, ceea ce a și fost într-atâtea ocazii. A venit în Franța și a uimit pe unii cărturari și poeți cu bogățiile folclorului nostru, transcriindu-le cântecele populare de Dâmbovița și informându-i mereu în privința creativității poporului nostru. Urmașa poeților văcărești, ea și-a dat dintr-un început seama că noblețea obligă și până la sfârșitul vieții a slujit țara și cultura așa cum s-a priceput. Și tocmai în acele cercuri intelectuale și politice ale Parisului, unde informațiile temenice au un alt răsunet sau altă înțelegere. Legată nu numai de clasa ei, ci de întregul popor român, Elena Văcărescu a avut legături intelectuale și sociale cu tot ce a fost strălucit în Franța, continuând astfel pe acei români care au știut și au început să câștige în străinătăți dragoste pentru țară, prin prestigiul lor personal, prin personalitatea sau talentul lor, se arăta într-un articol din Universul Literar din 1926.